Eu sunt Andrei. Bine v-am găsit la un nou tutorial. Astăzi vom face o firmă automată de bani. Să începem. Pentru început avem nevoie de locul la alegere, un buton, apă, lavă, 3 steinuri, un piston, reston, copper, un rail și un minecart cu copper. Apoi vom face 3 blocuri în înălțime. Continuăm cu 4 blocuri pe ceva genul ăsta, 1, 2, 3, 4. Apoi ridicăm iarăși 3 blocuri și 3 blocuri pe lângă. Din nou. Așa. Trebuie să aveți pentru început ceva de genul acesta. Apoi, aici unde vor sta vacile, vom ridica mai sus. Da. Să fac peste din muton. Apoi luăm niște tainuri. Cam mai trebuia unul aici. Unul și unul aici. Și unul îl punem aici. Încă unul mai jos. Încă unul foarte jos. Aici. Așa. Care e genul acesta. Apoi luăm pistonul, spargem acest bloc și vă pune aici. Apoi avem nevoie de apă pe care vom pune acolo și lavă. Dar mai întâi hai să punem sticla. Așa. Și sigur. Așa. Punem lava. Apoi acoperim cu sticlă. Puteți pune și alte blocuri, bineînțeles, nu e neapărat sticlă. Cam așa. Sunt cu un bloc aici. Cam asta e pentru început. Apoi avem aici unde este pistonul. Spargem un bloc. Vom pune restul. Aici o să punem un bloc și un buton. Care ar trebui să activeze pistonul. Așa. Și apoi mergem jos. Undeva aici. Punem copperul preferabil îndreptat într-o parte. Înțeles că ce pune și la altă felul. Dacă vezi, o să avem nevoie de rail și mai cald cu copper. Așa. Pe el puteți să-l spargeți, dacă vreți, dar o să-l lăsa acolo. Și apoi acoperim ca să nu se ducă eventual într-o parte. Iar aici vom pune un bell. Care bineînțeles nu l-am în inventar. Așa.
Tá? Așa. Perfect. Și cam așa ar trebui să funcționeze. Deci aici punem vacile. Ne mulțim. Puiul o să se ducă jos. Și o să arde. În caz să ai pui cad acolo, pur și simplu apătăm pe buton și o să-i împingă sub lasă.